Păi, da, ce să poți spui? Păi, e adevărul, care este. Cine merită campionatul, merită. Adică o echipă, dacă conduci 2-0 și primești 3 goluri, aia nu poți să ai pretenții că poți să fii... Mă scuzați. Da, da. Hai să o luăm de la cap. Ce să deci, mai poate spune? De ce să poate fi spus? Conduci 2-0 și primești 3 goluri, înseamnă că echipa adversă este mai valoroasă decât tine, este mai puternică, nu știu din ce punct de vedere. Ca valoric nu, dar nu numai valoarea contează. Contează mai multe lucruri. Ca dovadă că noi nu meritam titlul. Ne-au bătut de la 2-0, bravo lor, ei meritau și cu asta voastră. Unde s-a pierdut acest campionat? Păi campionatul s-a pierdut aseară, dar el unde s-a pierdut? S-a pierdut la jucători fără bărbăție, fricoși. Sorescu, că dacă noi intrăm cu 2-0 la pauză, alta se schimbă situația, că intra Pantea, nu mai intra Cordea. Și greșeala mea, că tot am avut încredere în Cordea asta, care văd că în loc să am încredere în el, se duce din ce în ce mai jos. Sorescu îi dă pasul lui Borza, adică la 3 metri, adică Ovidiu Popescu, în care aveam încredere, că cea în care bărbăție se ascundea de minge, nu poți să câștigi un meci numai în 2-3 jucători, adică în Coman și în Șut. Că nici companiul nu prea a mai fost. A dat golul ăla și la revedere. L-am văzut pe teren. Adică, normal, când dai 2-0 și ai cât de cât o mentalitate de fotbalist, îl plimbi pe adversar până îi distrugi, îl nebunești. 2-0. Noi la 2-0... Deci acum că nu mai ne frică. Păi nu, că ne-am speriat mai mult la 2-0. Deci la 2-0 dai 3-0, 4-0, 5-0, 7-0 îi dai. Că de ce? Pentru că ei s-au descoperit. Dar noi nu mai aveam să marcheze gol, pentru că noi deja ne-am speriat. Nu se poate ca niște copii, partea aia stângă acolo, că dom'le, că a greșit. Ce s-a greșit? A ieșit Avi, că dacă se ducea ca un șoricel după Borza, bă, dacă ești fotbalist, du-te, nu-l lăsa pe Borza, că tu nu ești numai să te... faci titiresc în careu și să driblezi pe acolo. Tu ești fotbalist, ca te faci faza defensivă. Nu? Ai și normal, ai și cine? A intrat Cordea. Poate acolo s-a greșit că a intrat altul, care... Nu? Lucrurile pe care i-a contat mult și mentalitatea lui Gică. Până face... l-am băgat pe Cristea. Că am zis că are ăla galben. Că dacă nu era Cristea, puteam să fim acum iar la joc, la campionat. Și a dat pas la adversar. Bă, aveți să vă dați seama, adică când vezi, nu-ți vine să crezi. Oamenii ăștia cred că au mințile până alte părți, adică n-au săraci, nicio vină. N-au puterea, bărbăția și fotbal. Hagi ce? Păi ce să spui de Hagi? Păi dar numai el a putut să facă așa ceva. Cu o echipă de copii la 2-0 să remonteze. Cine altul putea să facă? Mentalitatea asta de învingător logică... Păi nu e că aici e mentalitatea de învingător, e mentalitatea lui de mare profesionist și de muncitor și de om care își cunoaște fotbal și care îi mănâncă dacă nu face ce trebuie să facă. A dat bă, la Nedelcu o minge lungă și a zis bați pe la el, bă, mingea jos. Adică la noi ce? Tavi Popescu se ducea pe acolo, aștepta să primească mingea, să dribleze el. Păi du-te mă și atacă și fă. La mijloc, Ovidiu Popescu la un moment dat se ascundea de minge. Ăla care era ăla agresiv, el se ascundea de minci. Îți zici, cum să poți să câștigi? La câți jucători veți renunța? Pe acum sunt 5 care li se expiră contractul, care aia o să plece. Și acum avem două soluții. Nu sunt încă convins pe care să o aleg. O să vedem. Ori tăiem și facem și dregem, ori mai riscăm, investim și să luăm campionatul la pas. Ori, adică rămânem o echipă care
ca până acum, adică, sau, nu știu, acolo, la loc, 5, 3, 2, 7, 9, nu știu. Înțelegi? Nu mai vindeți, nu? Nu mai vindeți, așa cum spuneați. Ce să vând? Echipa, la un moment dat spuneați că vreți să vindeți, l-a supărat. Păi, dar nu am binecuvântare. M-am cerut binecuvântare să o vând și n-am binecuvântare de la duhovnic să o vând. Și de la părinți să o vând. Și atunci, dacă n-am binecuvântare, nu o fac. Deși nu știu dacă e benefică pentru mine echipa, pentru că... Adică mi-afectează sănătatea, nu mai e ce a fost. Adică încerc să mut mintea, să zic, bă, până la urmă hai să văd partea plină a paharului, că eram pe locul 12 și suntem pe locul 2, jucăm cupele europene. Sau poate Dumnezeu știe el că e mai bine așa decât așa. Poate mergeam în Liga Campionilor de șan de primul tur. Și e mai bine așa, noi nu știm, că judecata lui Dumnezeu nu se compară cu a noastră. Dar nu mai am așa puterea tinereții ca să pot să duc emoția. Și dacă n-am puterea tinereții să pot să stăpânesc emoția, adică să o duc, nu să o stăpânesc. Atunci sunt două soluții. Ori să elimin emoția și ca să elimin emoția trebuie să bag 10 milioane, 5-6 milioane, nu știu, ca să iau campionatul la pas, după aia vine emoția în cupele europene. Nu știu, Dumnezeu să mă lumineze, să mă îndrume ce să fac. M-am legat de chestia asta și mă ține așa, ca o mreajă așa care... Adică de fotbal, de lucrurile, de idolatria asta, fotbal, care mă ține în lacăt așa și nu mă lasă să renunț. Ar trebui să renunț, da? Să vedem ce semne mai îmi dă Dumnezeu. Mai stăm un an. Care ar fi primul jucător care ar putea pleca să-l vindeți de la FCSB? Păi singurul jucător care avem, nu e atâta, e unul Coman, altul nu mai avem. Ce, ăla Ruce, aseară și el, praf. Și Cordea, praf. Și șut care n-ai ce să-i spui. Nu că a dat golul. A jucat omul. Înțelegi? Bă, noi și la 2-0 și la 2-1. Nu trebuia să avem un mijlocaș care... Că era deja... E descoperit total pe acolo. Noi minge lungă. Păi nu toată, dacă ești descoperit așa 2-3 pase și le dai gol. Sau un mijlocaș care îți cu mingea până în poartă. Mingea ei era, nu era descoperit, dar ei mingea tot la ei o dădeam, că dădea minge lungă. Eu v-am spus că ne trebuie doi fundași centrali. Aia o să luăm, doi fundași centrali, neapărat. Rămâne Haralambos? Păi, rămâne, dar să vedem, nu știu, în ce condiții, adică el are... Eu acum fac tăieri, înțelegi? Fac tăieri și la academie, fac tăieri peste tot. Adică trebuie făcut tăieri, că dacă nu, după aia îngheață picioarele. Înțelegi? Și atunci să vedem. Dacă el vrea să rămână la un salariu mai mic și adică de la 10 se mulțească, se micșoreze salariul și să aibă prime de obiectiv ceva de eu cupele europene, rămâne. Cred că rămâne. Veți micșora salariile la nivelul întregului club? Păi dar nu, n-ai cum. La jucători nu ai cum, pentru că au niște contracte. Nu mă refer la jucători, în general la cei care lucrează la FCSB. Păi dar n-ai cine, adică cei n-au salarii foarte mari. Lucrătorii, ce are argăseală 5.000, Gheorghișor 5.000, Meme, nu știu, 2-3.000, nu știu, nu au salarii mari. Dar ce putem să tăiem, tăiem. Adică Cristea, le-am și spus de-aseară, dați-i să plece liber. Ai luat destul de mulți bani, pleacă, Waidă. Adică sunt jucători care nu sunt de Steaua, de FCSB, ca să nu cumva să mă dea judecată talpan. L-ați sunat pe Gică să-l felicitați? Și aia azi. Ați apropiată totuși cu pădăruie. Să fac. Eu ce am văzut, am văzut la mine, e prea mult, adică să stai să feliciți, adică ce, ar fi o ipocrizie, o falsitate. Feliciți pe ăla care
te-a câștigat războiul. Nu, eu nu sunt un om fals. Eu fac numai ceea ce simt. Și ceea ce am simțit aseară, m-am bucurat, pentru că altă dată nu simțeam. De exemplu, când l-am văzut pe Gică la 2-0 fața lui, adică îmi părea rău de el. Faptul că altă dată nu era așa. Faptul că după ce am pierdut și faptul că era Gică campionul, adică iar, adică am zis, lasă, domnule. Am zis la Dumnezeu, da, doamne, lasă. Până la urmă, el este vinașul meu, prietenul meu, din copilărie. El asta, în asta și-a pus totul, adică e viața lui, fotbalul, las, poate mai bine așa, că eu destule mi-a dat Dumnezeu. Și atunci, faptul că am gândit așa, m-am evaluat pe mine. Și mă bucur de asta. Că poate Dumnezeu, poate chiar asta face, să vadă, mă, tu cum ești acum? Și eu mă consider puțin mai bun decât acum câțiva ani. Dar ca să felicit, e prea mult. Adică nu simt asta. Și dacă nu simt, nu fac. Eu nu fac de-astea. Ai, domne, să mă apuc. Nu, de-astea nu fac. Ce zic, aia e. Și dacă zic că îmi părea rău de el la 2-0, așa e. Nu zic niciuna. Care merit mult acest titlu în Constanța pentru mai multe lucruri acolo? Cum? Dacă va cântări mult acest titlu pentru Constanța acolo, în zonă, construirea unui stadion, probabil mult mai multe implicate ale autorităților în Gheorghe Hagi. Acum mă întrebați pe mine astea, păi întrebați-i pe aia. Sau ar trebui să fie mai implicate? Bă, eu vin după un meci care l-am pierdut, mă întreb pe mine ce ar trebui autoritățile. În România nu știi ce e normal, ce nu e anormal. Orice se poate întâmpla și lucrurile se dau peste cap. Și tu n-ai văzut, domne, că de ce ai fost la referendum să fac un dosar penal în România. Deci în România poți să aștept la orice. De ce ai premiat pe CFR Cluj să joace corect și să-și apere și corect șansele? Pușcărie. În România e orice e posibil, parcă ce normal. În România n-are voie să promoveze, dar dă bani, milioane din bugetul statului. Curtea de conturi, de ce nu se autosesizează? Fac un stadion de 10 de milioane, dar joacă o echipă amatoare. În România n-ai ce să spui ce lucruri normale, că e o nebunie totală și nimeni nu... Adică oamenii sunt buni. Statul e prea, adică orică e slab, orică e rău, adică mă refer la instituția a statului care ia îmbracă națiunea. Oricare răutate, oricare invidie, oricare nu știe, asta este statul în România și nu ia nimeni în măsuri. Care rămâne cel mai mare regret al acestui sezon? Ce ați fi schimbat, nu știu, de la început altfel? Păi, dar regretul, ce regreți? Bă, regretul este că dacă rămâne 2-0 la pauză, intra Pantea și în locul nu mai intra Cordea. Și probabil că era altceva, nu știu. Dar nu poți să știi, că mai aveam încă iar o etapă la egal, la nu știu ce, nu știu. Eu n-am ce să regret. Așa am făcut și cum am făcut e bine. Pentru că dacă am făcut așa, Dumnezeu m-a îndrumat. Și dacă Dumnezeu a făcut așa, ce face Dumnezeu e bine. Eu nu regret. Eu dacă regret, regret păcatul. Lucrurile astea din lume, fotbal, Vasile, Ionică, Mitică, Georgică, afaceri, alea nu le regret niciodată. Sunt sănătos, nu vezi lumea războaie, mor, mii și mii, Ucraina, cu tare. Am pierdut un campionat. M-am dus pe locul 2. Și nu regret nimic, ce să regret. Cât ați fi dispus să investiți pentru nouul sezon ca să aveți o echipă de campionat? Deci, nu știu acum hotărârea pe care o voi lua. Cu siguranță că așa la supărare zic. Dar am și al doilea gând care cred că ăla va fi. Cred că ăla va fi. Adică doi fundași centrali, uite, aveți râd, ea știe ce o să zic. Și unul mijlocaș, nu știu, un dirijor, ai văzut fără de ac ce ferece a fost? Un dirijor care la 2-0 să dirigeze echipa, să dea al treilea și al patrulea gol. Nu bufa de frică. Și chiar și un atacant.
un atacant care nu numai să devieze. Companie bun, deviază. Am nevoie un atacant care să țină de minge și care să aștepte echipa pe contraatac. Român sau străin? E, nu știu, tată, de unde eu să știu. Bă, de unde să știu? Să vedem ce fundaș central, nu știu, de unde. Vezi că nimeni nu-i găsești, nu? Acum o să vedem, o să facem, să joace și Harut, să vedem ce poate. O să vedem, nu știu ce o să fie. Dar înclin să iau doi fundași centrali, pentru că avem așa, avem campionat, cupă, că la anul cupa e chiar ea, e foarte importantă. E mai importantă cupa la anul, că joci pe eliminarii de Europa League, nu de conferință. Deci avem campionat, cupă și Conference League, cred eu, nu știu, anul ăsta. Și atunci, dacă rămân și nu fac niște investiții, o să fim fii ploii pe toate planurile. Adică și în campionat, și în cupă, și nici nu știu unde se mai duce. Adică, ori iau jucători liberi, cu salarii de 6, 7.000, 10.000, ca să am lot mai numeros, ori cumpăr jucători ca să am jucători și numeros și valoros. Nu știu la ora asta exact ce voi face. Nu? Da, un antrenor așa pe sufletul dumneavoastră, cine ar putea fi la FCSB? Ca să vă mulțumească, să vă liniștească, să fiți mulțumit, cine ar putea fi antrenorul ăla ideal? Ce? A, păi nu, Olăroiul. El a pus așa o întrebare, păi, dar... cine ar fi cel care v-a mulțumit? Cine poate să fie? Jucătorul, antrenor care fac... care au demonstrat. Bă, cine? Olăroiu, Lucescu, Olăroiu și Hagi. Ăștia sunt antrenorii României. Lucescu, Olăroiu și Hagi. Ăștia sunt antrenorii mari care au demonstrat și care au rezolvat. Altul nu știu care. Poate Puiu Iordănescu. Ea nu mai poate, că e bătrân acum. Îi dă cu cașcheta de pământ după aia. Credeți că domnul Varga de la Cluj va ieși din fotbal odată cu... ce s-a întâmplat așa pe final de campionat, domnesc și din suflet, dacă bă, tată, eu nu știu care e treaba lui. El știe situația lui. Adică sunt mari probleme acolo, din ce știți? Eu nu știu, eu știu că el știe situația lui financiară. Eu, dacă eram ca el, adică, bă, decât să, cum e vorba aia, știi, decât să mor, mai bine tai piciorul, știi? Și rămân cu un picior și trăiesc. Adică e o situație acolo, dacă se califică în cupele europene și te duce în Conference League, ia 7-8 milioane, abnormal să stea, adică să mai încerce o dată. Dar e greu. E greu, e foarte greu, că nu mai este echipa aia. Nu știu, nu mă bag eu ce fac alți oameni, e treaba lor. Dar eu ce știu, că eu nu risc mulți bani la fotbal. Eu la fotbal risc cât e normal, adică, bă, dar voi nu ați înțeles de 20 și ceva de ani, vă spun, bă, la fotbal este o gaură, un sac, care îi pui bani acolo și le dai foc la bani. Asta este la fotbal, voi asta să înțelegeți. Cine vrea să dea foc la bani, să dea. El, dacă mai vrea să mai dea foc la bani, să mai dea. Eu acum să vedem dacă mai vreau să mai dau foc. Păi, da, uite, am dat foc la 10 milioane când am luat echipa de la Talpan și mai am încă 13-23 de milioane, am dat foc la bani. Să zicem că iau, dacă vând jucătorii, să zicem că iau vreo 15 la ora asta, că atâta cred că poți să iei, dacă îi vinzi pe toți. Adică nu poți să iei mai mult. Na, așa? Să zici că e Coman care are clauză și așa. Tavi Popescu, nu știu dacă, pentru că nu e, fotbalul nu e așa cu tiki-tiki, că nu e la sală. Fotbalul este bărbăție, luptă, război. El nu mai vrea luptă război, vrea tiki-tiki. Atunci tiki-tiki nu poți să-i bani pe el. Coman ar putea pleca în Portugalia sau care ar fi campionatul către care s-ar putea îndrepta? Băi, dar nu mai mă întrebați, nu să știu eu. Nu, trebuie să duc în Honolulu. Știu eu unde trebuie Coman să duc. Păi s-a scris că avea o foto de la Sporting Lisabona. Bă, tata, eu nu știu de asta. Eu nu știu de asta. Voi dacă știți, bravo. Păi, dar nu poți să-l țin, are clauză. Ea are clauză 5 milioane de euro, deci nu poți să-l țin pe Coman. Nu? Că așa a semnat prelungirea, să-i pun clauză mai mică. Și am pus clauză mai mică și am făcut pe încă 4 ani.
Deci el la orice echipă, orice ne dă 5 milioane, le-a pe Coman. A plecat Coman, varză, praf ne-am făcut. Nici nu mai știu să mai fac. Dacă pleacă Coman, la revedere. Ce, mai putem să fim o echipă? Ce mai fi? Cu cine? Nu? La anul vezi lupta pentru tine. Sezonul. Da. Păi vreodată, eu vreodată zic că play-off, mă știți pe mine că zic altceva decât titlul, că dacă nu joc la titlu, pentru ce mai stau în fotbal? Ce, așa, hai să facem fotbal, așa, ca să ne distrăm de fotbal. Nu, tată. Eu încerc să fac bani din fotbal. Dacă văd și văd și văd în ultima instanță că nu pot să fac bani, că nu vreau să fac muncă patriotică, că lumea la stadion, nu fac asta. Că văd că nu pot și nu pot să fac bani. Renunț la cât am pierdut, atât am pierdut. 25, 30 de milioane, bă, gata, atât am pierdut, mi-ajunge cât am pierdut, la revedere. Numai că la mine am făcut în așa fel strategia încât eu ce am pierdut pot să o vând echipa. Că eu am făcut nume, FCSB, care e mai mare decât CSA. Nu? La meciul cu Rapid, ce vă aia mai dori? Se va închide, pentru că nu mai poate să o țină, că nu au justificare. Să vedem cine are curaj să prelungească contracte, să fac contracte la jucători, după ce 2 ani la rând sau 3 ani n-au promovat, că n-au dreptul să promoveze. Care e motivația că dai milioane de euro la niște jucători care n-au voie să promoveze? Să vedem cine are curaj, abuz în serviciu. Dar chiar ați văzut scandalul între Oprița și Tarpan? Nu mă interesează. Știu că nu vă interesează. Ți-ați de opinie, mă, de Oprița mă interesează. Chiar așa? Și de Tarpan, a? Ți-ați de Oprița și Tarpan. La meciul de la cu Rapidul va fi așa un meci al lor golilor, nu? Până la urmă, ultimul meci. Nu știu ce să fie. Nu știu, adică na, n-o să... O să mai verificăm niște jucători, de exemplu ăsta, Dada Slavescu, ăsta Pantea, ăla pe stânga, fundașul stânga, puștul ăla, mai avem încă un copil, nu știu, Popa, nu știu cum, de 16 ani, 14, 15 ani, nu știu cum, că să faci și adică o verificare așa, să vedem ce mai avem, pe ce putem să ne bazăm dintre copii. Mulțumim frumos! Hai, domnul să vă ajute!